Contractul pentru aducerea gazului metan în Burdujeni-Sat a fost încheiat, acesta fiind câștigat de firma Test Prima pentru suma de 65.000 de lei, fără TVA. Eu sper ca până în luna octombrie, până cel târziu la sfârșitul lunii octombrie, proiectul tehnic să fie finalizat. De asemenea, se lucrează și la studiul topografic, tot pentru gazul metan în Burdujeni-Sat și în cartierul dealul Mănăstirii. Deci, în concluzie, sper și cred că până la 31 octombrie să fie gata proiectul tehnic, în așa fel încât să putem demara licitația pentru executarea lucrărilor de distribuție a gazului metan în Burdujeni-Sat, în așa fel încât, în mod concret, din primăvară să se lucreze la gazul metan în Burdujeni-Sat și de anul viitor cetățenii din cartierul Burdujeni-Sat să beneficieze de acest serviciu de gaz metan. Sigur, gazul metan este un lucru civilizat, unii îl așteaptă, nu e obligatoriu numai decât să-l consumi, se vor acorda probabil și la sobe și la centrale, așa cum se știe, peste 90% în urma chestionarului făcut de Primăria Municipiului Suceava în cartierul Burdujeni, la casele particulare, oamenii așteaptă gazul metan. Reprezentanții primăriei sucevene au făcut o consultare a populației și, conform acesteia, aproape 98% dintre cei chestionați doresc să aibă gaz metan în Burdujeni-Sat.